Iubiți frați și surori, prin binecuvântarea Domnului ne revedem după un oarecare timp din nou în casa Domnului și permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel, Dumbrăven, Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, atât din țară cât și din afară, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. O să rămân la cuvântul din seara aceasta pe care frații l-au citit despre pilda semănătorului și despre momentul acela când Domnul Iisus Hristos spunea: vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar lor nu le-a fost dat. Adresarea aceasta este către ucenicii Domnului. Doar când devii ucenic, ai acces la taine și atunci treptat prin călăuzire, dar ai acces. Dacă nu ești ucenic, nu poți să cunoști tainele lui Dumnezeu, nu poți să-ți permiți să ceri la Dumnezeu să-ți descopere cine știe ce, că n-ai niciun legământ cu El. Ucenicii au legământ în apa botezului și faceți ucenici botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i. Asta e, ucenicii au, restul nu. Mi-aduc aminte că citeam undeva despre faptul că la un moment dat un profesor din regimul comunist avea în clasă un elev credincios, facea parte dintr-o familie de pocăiți și cam făcea mișto din el. Și la un moment dat îl ridic în fața clasei pe băiatul respectiv și spune: băi, eu nu știu ce citiți voi în Biblia aceea, eu m-am apucat și eu să citesc Biblia, dar sincer nu înțeleg nimic din ea. Și spune: profesor, treabă ce, sunt pregătit. Voi ce înțelegeți din ea? Îl treabă pe asta. Și băiatul spune: domnul profesor sau tovarășe profesor, Biblia este scrisoarea de dragostea Tatălui Ceresc către copiii săi. Către copiii săi. Dumneatale ești copilul lui Dumnezeu? Nu. Și atunci ce vă apucați să citiți scrisoarele adresate altcuiva? N-aveți cum să le citiți, că ăsta e un mesaj de la tata către copiii săi. Aș vrea să vă spun că lucrul ăsta e foarte adevărat. Tainele împărăției lui Dumnezeu le cunosc doar copiii care vorbesc limba tatălui. Și în textul biblic veți găsi lucrurile acestea. De aceea e important pentru noi să devenim copii al lui Dumnezeu sau ucenici ai Domnului, și apoi Dumnezeu ne va descoperi tainele împărăției Domnului, Doamne ajută! Tot ne învârtim pe lângă așa, pe lângă împărăție, cât s-ar putea să fiu de departe, da-mi voie și asta, da-mi voie, dar de ce să n-am voie și de asta, dar vrem și taine. Frații mei, intră în împărăția lui Dumnezeu și ai să cunoști tainele de care ai nevoie ca să-ți duci mântuirea și slujba până la capăt, Doamne ajută! Pilda semănătorului vine și vorbește de un lucru foarte important, și anume eficacitatea celei mai puternice puteri din lumea aceasta, a cuvântului lui Dumnezeu. Știți foarte bine că cerul și pământul va trece, dar cuvântul Domnului rămâne în veci de veci. El supraviețuiește la toată această creație, pentru că cuvântul acesta îl reprezintă pe Iisus Hristos. Și spune cuvântul Domnului: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Cuvântul acesta lui Dumnezeu are o putere extraordinară. Ne spune Sfânta Scriptură că este un ciocan care sfarmă stânca. Este cel ce aduce viață veșnică în fiecare dintre noi. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl avem noi în mijlocul nostru este cel ce lucrează și aduce mântuire în viața celor ce îl acceptă și îl cred în viața lor. Și acest cuvânt, ca să fie eficient, trebuie predicat, trebuie propovăduit, trebuie spus. Altfel, eficiența lui nu este. O să citiți dumneavoastră, de exemplu, din Matei, capitolul 13, versetul 19, spune așa: când un om aude cuvântul, versetul 20 spune felul următor: sămânța căzută în locurile stâncoase este cel ce aude cuvântul. Versetul 22 spune așa: sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul. Versetul 23: iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul. Rezultatele acestui cuvânt sunt dacă auzi. De aceea Biblia spune: credința vine în urma auzirii. Foarte mulți credincioși spun: domnule, eu trăiesc viața, adică tac din gură, nu spun la nimic, nu spun nici la păcat că e păcat, nici la neprihănire, să apreciez eu trăiesc așa, dacă îți dă seama cineva că-s pocăit, slăbit să fie Domnul, dacă nu-și dă seama, îl va numina Dumnezeu. Nu, băi, trebuie să vorbești, de-aia ți-o dat glos. Cum de sport știi să vorbești? De bani știi să vorbești? De Evanghelie, de ce nu vorbești? Pentru că omul este mântuit, cuvântul intră în acțiune când aude. Dacă ești mut, te scuz. Și Dumnezeu te scuze.
Ești mut, domnule, nu vorbești nici de politică, nici de sport, nici de bani, de absolut nimic. Dar dacă totuși vorbești, de ce nu vorbești de Evanghelie? Oamenii au nevoie să știe asta. Și nu există alt oameni mandatați cu licență să facă treaba asta. Vedeți că politicienii fac politică. Comicii lumii prezintă tot felul de program și câștigă bani. Și-o fac pe bani, și-o fac bine. Sportivii lumii fac tot felul de analize și-o fac bine. Dumnezeu are câștigat un popor pe care și-l-a câștigat cu un preț enorm ca să facă ceva. Dați-mi voie să vă citesc din cuvântul Domnului care se găsește scris în Epistola Apostolului Petru, în prima sa epistolă, capitolul 2, cu versetul 9, spune Biblia așa. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Și era bine dacă era punct aici. Pentru că asta știm. Noi suntem seminția aleasă, poporul, neamul, preoție împărătească, ne-a câștigat Dumnezeu să fim a Lui. Slăvit să fie Domnul, suntem a Lui, stăm cu mâinile în buzunări, nu avem nicio treabă. Suntem a Lui Dumnezeu, abia așteptăm să ne iasă în ideea moșteniri, că auzim că copiii Lui Dumnezeu au și moșteniri. Și Tata are multe moșteniri, sunt din partea nouă. Ori Biblia vine și spune, suntem poporul Lui Dumnezeu cu un scop, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa. De aia suntem poporul Lui Dumnezeu, cu un scop. Noi ne bucurăm numai de prima parte. A doua nu mai vestim nimic. Nu mai spunem la nimeni. Ori încă o dată vă repet, sămânța are eficacitate, puterea lui Dumnezeu a cuvântului are eficacitate când un om aude cuvântul lui Dumnezeu. Fie că l-aude predicând, fie că l-aude la locul de muncă, fie că l-aude în discuții particulare, fie că l-aude, dar l-aude. Datoria noastră este să semănăm cuvântul lui Dumnezeu prin vorbele noastre, prin atitudinile noastre și în mod special să spunem ca omul să audă. Ceea ce e foarte interesant, o să vedeți dumneavoastră în Biblie, de exemplu în Ioan capitolul 5, vorbește două feluri de morți acolo. Pentru că există morți spirituali. Există morți spirituali și morți firești, oameni care sunt morți. Când un om e mort pe năsălie pus acolo, poți să-i spui ce vrei. Nu te aude, poți să-l înțepi, nu te aude. Toate simțurile sunt plecate din el. Morți spirituală, un singur simț pe care e sensibil. Omul care e mort în păcatele și în fărădejile lui, are ceva deosebit. Și spune Sfânta Scriptură în Ioan, capitolul 5, cu versetul 25. Adevărat, adevărat, vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Niște morți care pot auzi. Niște morți care pot auzi. Toți cei ce sunt morți în păcatele lor, în vicii, în patim, în beții, în tot felul de lucruri, au abilitatea, singura abilitate pe care o au, abilitatea de a merge nou, abilitatea de a munci pentru Dumnezeu ceva nou au. Pentru că sunt morți în greșeli și în păcate. Au abilitatea de a auzi. Dar nu orice, ci glasul Fiului Dumnezeu prin Evanghelie. De aceea noi suntem chemați să predicăm Evanghelia, că morți auzind aleg să facă voia lui Dumnezeu și să se ridică din mormintele lor. Devin și vin la viață prin puterea cuvântului. Slăvit să fie Domnul! Asta este o abilitate pe care cei morți spirituali o au. Și așteaptă-te, nu-i vorbi de alte lucruri, vorbește-i de Evanghelie, că numai Evanghelia îl aduce la viață. V-am mai spus și altă dată, am întâlnit români care au învățat poezia lui Ceafăru din Mihai Eminescu, care e considerat un geniu al literaturii românești, 97 de sofii pe de-a rostru. O luat 10 la limba și literatura română, dacă o mai dat și vreo teză, ceva din nou 10 pe linie, dar n-am întâlnit niciun om mântuit de lui Ceafăru din Mihai Eminescu. Poți să o repeți cât vrei. Nimeni nu-i salvat și mântuit. Însă am întâlnit sute de oameni, mii de oameni mântuiți prin cuvântul Evangheliei, că cuvântul are putere, slăvit să fie Domnul. Cuvântul nu-ți dă numai informații, îți dă și puterea de a înfăptui voia lui Dumnezeu. Te ridică din morți, efectiv. Îți dă putere să mergi mai înainte. De aceea oamenii, în orice stadiu al credinței, au nevoie să audă. Și cum vor auzi dacă noi tăiem din gură? Cum vor auzi? De aceea e important. Scopul principal în lumea aceasta nu-i să câștigăm bani, ci să vestim Evanghelia. Banii-s bonus. Scopul principal pentru care lucrez unde lucrez este în primul rând să spui de Domnul Iisus și de mântuirea Lui și de cuvântul Lui. Restul, locuri de muncă mai sunt, ba chiar Dumnezeu are mai bune. Te scoate de acolo și îți deschide o ușă mai bună.
Pentru că trebuie să vestești Evanghelia. Ăsta e scopul principal. Însă acest cuvânt are niște dușmani. Și dușmanii se găsesc în noi. Textul biblic vine și ne vorbește că acest cuvânt formidabil, care într-o inimă aduce rod de 30, 60 sau 100% chiar, în anumite inimi nu produce nimic. Cu toate că aude omul ăla cuvântul. Și vinovat nu-i cel ce predică, ci în primul rând e vinovată inima, ființa respectivă. Primul dușman pe care vreau să vi-l subliniez al cuvântului Dumnezeu este un pământ bătătorit sau o inimă circulată. Pământul de lângă drum este totdeauna pământ bătătorit, pământ pe care oamenii calcă. Pământul de lângă drum este un pământ care nu primește sămânța, pentru că este prea tare pentru lucrul acesta. Aș vrea să vă spun că sunt obiceiuri, nu totdeauna rele, dar sunt obiceiuri care ne bătătoresc viața. Sunt anumite lucruri pe care le acceptăm, tradiții, moduri de gândire, filozofii, care ne bătătoresc pământul inimii noastre. Și când vine cuvântul care ne poate transforma, când vine cuvântul care ne poate schimba, când vine Evanghelia care ne poate da putere, n-are nicio putere asupra noastră, pentru că suntem prea bătătoriți de ce credem noi sau ce știm noi că ar trebui să spună Biblia. Există foarte mulți oameni care atunci când citesc Biblia nu se uită ce spune Biblia, ci ce ar trebui să spună Biblia. Pentru că pământul lui este bătătorit de ideile lui. Vorbea fratele aici de Martorul Iehova, ei fac lecții. Dacă ei din Biblie să le spui anumite lucruri, spune, nu, eu vreau să spun poezia mea, că el are o poezia lui. Bă, dar toată Scriptura e inspirată de Duhul Sfânt, numai versetele care le scos tu din context. De aceea trebuie să cunoști toată Biblia, trebuie să fii disponibil pentru lucrul acesta. Ori anumite idei, anumite stări de lucru, anumite tradiții, anumite obiceiuri ne bătătoresc inima noastră și foarte interesant. Când vine cuvântul lui Dumnezeu acolo, n-are nicio putere. Nu, rămâne cum cred eu. Știți ce e interesant? Dați-mi voie să vă citesc dintr-un text paralel din Evanghelia după Luca. Capitolul 8 spune cuvântul Domnului în felul următor, versetul 5. Semănător a ieșit să-și seamene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. Deci nimeni nu s-a plecat după ea. A fost călcată în picioare, arată dispreț. E, ce vorbește și ăsta? Nu te întâlnit atâția oameni, dar ce pregătire are ăsta care vorbește acum? Are teologia? Nu are teologia, dar e un om. Nu, dacă nu. Ce e inginer? Hai să-l auzăm, vedem ce zici. Dar nu, nu-s de acord cu asta. Nu, eu nu-s de acord. Cuvântul lui Dumnezeu oriunde este predicat, ai datoria să-l evaluezi nu după ce crezi tu sau gândești tu. E cuvântul lui Dumnezeu. Singurul standard după care poți verifica pe oricine este Biblia. Și pentru asta trebuie să o cunoaștem. Doamne ajută! Nu ne încadrăm așa că are teologie, îi bun, ieri o predica bine. Nu, azi îl verific după cuvânt. Ori când tu ai impresia că omul ăsta nu poate greși, ești deja, s-ar putea, pasibil de dus în rătăcere. De mine! Pentru că omul este om, frații mei. Nu contează cum îl cheamă. Toți oamenii trebuie evaluați după cuvânt. Ori când inima e bătătorită, e bătătorită de anumite concepții. Ăsta e prea bun ca să greșească. Ăsta sigur așa. E bine să avem o părere bună despre frați. Dar totdeauna să avem un semn de întrebare în dreptul fiecăruia. Spune Sfânta Scriptură și dumneavoastră cunoașteți, cei din Berea aveau inima mai aleasă decât cei din Tesalonic. De ce? Pentru că se duceau în fiecare zi acasă și cercetau Scripturile dacă ceea ce le-a spus Pavel era după Scripturi. Cum voi îți verificați pe Pavel? Da. Da, noi îl verificăm pe Pavel. Păi, dar Pavel a fost răpit până la treia cer. Și ce? Păi, dar Pavel are descoperit cum n-a avut niciun alt apostol al Dumnezeu. Și ce? Noi îl verificăm după Scripturi. O predicat ieri bine? Foarte bine. L-am verificat, a fost după Scripturi. Seara asta mergem acasă să verificăm iarăși. Ei după Scripturi? Și există în zona noastră o vorbă. Frate, ai spus ceva la predică? Ai chitanță? Adică ai acoperire biblică? Sau ai spus așa că ai scos-o din buzunar ca să fie mai fain? Ai chitanță la ceea ce spui? Și zic că e foarte important și pentru mine, că mă întreabă și pe mine anumiți frați. Frate Virgil, ai spus lucrul respectiv. Ai acoperire biblică pentru lucrul? Ce bine e să spui. Ia uite în textul biblic. Ce spune aici? Da, într-adevăr, așa este. Pentru că trebuie să ai acoperire. De-aia avem cuvântul, sămânța aceasta.
Când disprețuiești cuvântul lui Dumnezeu și îl calci în picioare, am venit și eu la o slujbă, stau aici, dar eu de fapt abia aștept să mă duc să joc șah, să-mi văd viața mea, am programul meu, am venit și la voi, putare, inima aia e bătătorită. Nu pentru că n-ar putea fi făcut ceva cu ea, dar e bătătorită de anumite obiceiuri, de anumite filozofii, de o anumită tradiție, de un anumit fel de a fi, și omul acela nu-i predispus, nu se schimbă. Pământul bătătorit, greul schimb. Greul schimb. Ai de făcut ceva anume pentru pământul respectiv. Singurul lucru care se poate face la momentul respectiv este să-l ari. Adică să desțelenești un ogor nou pentru mântuire. Sfânta Scriptură spune în felul următor în Osea, capitolul 10 cu versetul 12. Semănați potrivit cu neprienirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou. Pământul înțelenit este pământul bătătorit, este încărcat de tot felul de lucruri. Singura soluție pentru a-l desțeleni, iubiții mei, ei nu să te duci acolo și să mângâi burienile pe deasupra, ci să bagi plugul în el și să scoți din rădăcine tot ce este acolo. Citeam undeva despre o parabolă de înțelepciune. Se spune că într-o anumită țară s-a ridicat generația tânără și a spus: băi, bătrânii ăștia nu ne ajută cu nimic, nici nu merg rapid, nici nu muncesc, toți pensionari cum sunt ei, ar fi bine să scăpăm de ei și să rămânem numai noi. Și spunea parabola respectivă că o serie din ei s-au luat și luat pe bătrâni și i-au dus undeva să moară mai repede. Unul dintre oamenii de acolo spune: băi, dar totuși ăsta e tatăl meu. Tatăl meu, cât eu eram mic, m-a purtat în brațe și în loc să-l duc unde i-o strâns pe toți ceilalți bătrâni undeva separat ca să moară, l-a luat și l-a ascuns la el în casă undeva și nu. După ce s-a întâmplat lucrul ăsta și bătrânii n-au mai fost în țară, un alt împărat s-a ridicat împotriva acelei țări, numai din tineri, deci bun, numai din tineri, și-a pornit război împotriva lor. I-a cucerit și după aceea le-a zis la împăratul lui și la tot guvernul lui de tineri, una și una, toți au spus: cu o singură condiție nu vă robesc. Cu o singură condiție nu vă robesc. Le-au luat tot grâu, tot așa, tot ce aveau ei, toată sămânța le-au luat, cu o singură condiție. Dacă veți putea supraviețui anului care vine, să puteți să aveți recoltă. Dacă voi găsi recoltă la voi și dacă veți putea supraviețui. Și s-o retras, să știu, lăsat fără grâu, fără absolut nimic, i-a lăsat. Și în momentul ăsta tinerii nu știu ce să facă. Și ăsta s-a dus la taicu, care era ascuns acolo: tată, ăștia ne-au luat toate grenele, au căutat peste tot, ne-au lăsat fără absolut nimic. Nu mai avem de unde să sămânță, nu mai avem pe la anul, mai rezistăm noi coajul de copac cu ce-o fi pe aici. Dar cum scoatem noi? Când ne-au spus că singura soluție este că la anul vine să găsească ceva. Și bătrânii au spus că arați drumurile. Că pe drumurile alea ați cărat greu altă dată și greu nu a pătruns în pământ de pe lângă drum. Arați drumurile. O arat drumurile și anul viitor pe lângă drumuri au avut holde de greu. Și cealaltă împărăție a spus: mai sunt bătrâni la ei mei. Mai sunt bătrâni la ei. Lor nu-i trece prin cap să fac treaba asta. Dar bătrânii au gândit: iubiții mei, sămânța căzută lângă drum este acolo. Dacă arăm drumurile imediat, adică desțelenim un ogor nou, dacă cu pocăință spunem: domnule, pe mine nu mă interesează, eu am părerea asta, așa gândesc, dar hai să văd ce spune Biblia, nu ce spune pastorul ăsta, nu ce spune preotul ăsta, păi ce spune Biblia? Vreau să studiez, vreau să bag plugul mai adânc, vreau să văd ce spune peste tot Scriptura. Păi s-ar putea să aibă dreptate ăștia, s-ar putea să aibă dreptate al altul. La orice idee eu sunt deschis, dar ideea aia trebuie să aibă chitanță în Biblie, adică acoperire biblică. Asta înseamnă a ara, a desțeleni. Dumnezeu să ne ajute. E foarte important pentru noi să avem gândirea aceasta. Când vii în fața Evangheliei, cum vin foarte mult, eu am venit la voi, știu despre ce e vorba, dar Biblia spune așa, ar trebui să spui așa, da? Dacă nu spune, oricum merg pe și știu eu. Tocmai de aceea, frații mei, a fost o perioadă când lumea asta a venit cuvântul întrupat, Iisus Hristos. Și în vremea aceea au fost oameni, cei mai culți oameni din timpul respectiv, au fost farisei și cărturarii. Oamenii ăștia cunoșteau Tora de pe de-a rostul și interpretarea. Și în mijlocul lor era cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia au rămas nemântuiți, nesalvați. De ce? Pentru că cum știm noi e bine. Păi dar a venit originalul aici la voi. Nu, cum știm noi e bine. Cum dăm noi interpretarea e ok.
Și în timp ce mântuirea era în mijlocul lor, ei au rămas nemântuiți. De ce? Pentru că pământul era bătătorit. Atenție, ăștia nu erau păcătoși, făceau păcate grozave, ci simplu lucru. Ei n-au fost sensibili la sămânța cuvântului și cuvântul era acolo. Ori de câte ori ești în prezența cuvântului, fii sensibil, ară, sapă, desțelenește și lasă cuvântul să producă. Doamne ajută! Ăsta e primul dușman pe care îl găsim al cuvântului aici, așa nume pământul bătătorit. Al doilea dușman sunt păsările cerului. Spune că păsările cerului vin imediat și iau sămânța acolo, ca nu cumva omul ăla să primească cuvântul și să fie mântuit. Spune Sfânta Scriptură în Luca, capitolul 8, cu versetul 12, așa, cei închipuiți prin sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Că dacă mai rămâne cuvântul acolo, ei au posibilitatea să creadă și au posibilitatea să fie mântuiți. Ca atare vin păsările care reprezintă duhurile necurate și iau acea sămânță. Și foarte interesant, în timp ce se predică Scriptura, în timp ce vorbești cu cineva, îți spune cineva din Scriptură, îți spune un cuvânt, îți spune o experiență, îți spune lucrarea lui Dumnezeu, îți spune cuvântul. Foarte interesant. După ce ai plecat de la el, știi ce nasturi avea la cămașă. Știi că era tuns sau nituns. Știi poantele pe care ți le-a spus el, dacă ți-a spus vreo întâmplare, ceva, știi foarte bine poanta, întâmplarea. Dar nu mai știi cuvântul, nimic. Frate, cum a fost asta la biserică? Frumos a mai fost, frumos, extraordinar. Și ce text a fost? Nu mai știu, nu mai știu. Dar au zis ăla o chestie faină, o chestie grozavă și avea o cravată cu niște așa și am văzut pe ăștia care au cântat, fiecare îți spune cum era. Păi cum de ții minte toate, dar exact ce mi-e important nu mai știi? Pentru că păsările au acces. Păsările au acces. Și păsările nu-ți iau culoare la nasturi, că nasturile nu te pot mântui. Păsările nu-ți iau amintirile de frizura nu știu cui, că frizura nu te poate mântui. Păsările iau doar cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea întreabă de ce ții așa de minte ușor toate poantele și bancurile, nu trebuie să le repete două ori cineva. Imediat le știi și poți să le repeți chiar. Dar Biblia și cuvântul pe care l-ai auzit în seara asta, băi, ce s-o vorbi din Biblie? Păi din Matei, parcă 13, ce anume din Biblie? Era acolo ceva, dar nu mai știu exact, trebuie să întreb predicator. Dar ce ți-a luat, mă, informația asta? Și restul le știi toate. Din vremea copilăriei știu o grămadă de lucruri. Cum de astea vine cineva și ți-o ia rapid? Pentru că păsările au accent acolo. Păsările care sunt oameni care participă. Mi-aduc aminte că cineva a venit odată la și îmi povesteau frață că a invitat pe cineva la evangelizare la ei. Și a luat, domnule, vin și eu la voi să văd. Și avea un cor mare, avea o adunare frumoasă, avea tot acolo așa frumos și a așezat adunarea, avea un candelabru mare în mijloc, așa puternic, care lumina toată sala aceea, dădea de o frumusețe deosebită. O cânta corul, s-au făcut slujbe, s-au predicat Evanghelia, a fost o atmosferă de cer acolo. Și ăștia s-au apucat, s-au venit la omul care l-a chemat aici, care a fost acolo, și a zis, domnule, cum ți-a plăcut aici, ce-a fost? Băi, toată slujba m-am gândit, cum ați angasat voi candelabrul ăsta acolo, băi? Singurul lucru care era el entuziasmat. De ce? Pentru că cineva avea acces acolo să ia informația care trebuie. El a rămas cu candelabru, care nu mântuiește pe nimeni. Efectiv. Întreabă-te când te duci de la biserică, cu ce te duci? Pentru că, scuzați-mă, te poți duci cu o grămadă de lucruri. Eu conduc, nu pot spun multe, dar destule slujbe. Toți cei care conduc slujbele vor să facă să fie cât mai reușit. Eu prezint biserica din Dumbrăveni ca cea mai bună biserică pe care o cunosc eu, din punct de vedere a disciplinei, a ordinii, a tot ce trebuiește, ca cea mai bună. Și vizitez biserici. Însă și biserica din Dumbrăveni are slăbiciunile ei pe care eu nu vi le spun vouă. Nu vi le spun. Că nu-i dispus, nici nu vă zidesc lucrurile astea prin dumneavoastră. Și mă tem că în loc de predica mea nu rămân și vă spun eu despre Dumbrăveni. Dintr-o dată. Numai atâta să vă rămână. E problema pe care o ridic eu totdeauna, frații mei. Vrem să facem slujbile să iasă cât mai bine. Nu iasă totdeauna. Faci o repetiție la o cântare acasă, este grozav. Grozav este. Când vii aici, când tăți cu ochii pe tine, nu mai luat-o pe arătură, așa și cauți gama. Tăți din banc, parcă te ajută. Alții spune, vine înapoi, între noi, între ceilalți. Dintr-o dată îți dai seama, băi, și acasă a ieșit bine, domnule. Nu, în atunare nu a ieșit.
Nu ești cum corespunzător. Bun, când pleci de la adunare, cu ce pleci? Că există oameni care pleacă de la adunare și spun, ai văzut, învățat ăștia cântare și că... cântare. O chinuit gama aceea, cred că și muzicologii care erau în adunare și o speria de dâns și cum au maltratat ei cântarea respectivă. Predicatorul ăla care a venit, nu știut, ai văzut ce așa. Cu ce te duci tu de aici? Că, scuzați-mă, la fiecare slujbă să seamănă cuvântul. Să seamănă cuvântul. Faptul că păsările au acces în viața ta și vine și îți ia tocmai cuvântul și rămâi cu toate cântările, note false, și rămâi cu cacofonii, și rămâi cu bâlbâieli, și rămâi cu sora respectivă, și rămâi cu ăla și caută la adunare, și ălaltul era îmbrăcat nu știu cum, și celălalt avea pantaloni nu știu cum. Cum ne-ai rămas numai cu aia? Și nimic din Biblie. Nu cumva stolurile se învârt prin jurul capului tău și iau exact ce trebuiește? Nu cumva. Frații mei, de aceea sunt două aspecte pe care v-aș ruga tare mult să țineți cont ca să putem rezista la stolurile astea de păsări care vin la noi. În primul rând, tot cei ce predică Evanghelia aveți grijă să-l prezentați logic. Mintea umană e structurată să fie logică. Așa e structurată ea. Uitați-vă pilda asta pe care o spus-o Domnul Iisus Hristos. Vorbește de un pământ care îi bătătorit de lângă drum, vorbește apoi de un pământ stâncos, vorbește apoi de un pământ cu spini și apoi vorbește de vârf, și anume de un pământ bun care produce roadă. Deci nu roate invers. Să spună Domnul Iisus, vorbește de un pământ bătătorit, apoi vorbește de ăla care produce roadă, după aia vorbește de ăla cu spini. Am uitat și altceva, să vă spun și de asta. Deci nu le ia așa. Pentru că știe că mintea umană e așezată logic, rațional și le ia într-o ordine ca să poți ține minte, ca sămânța să prindă. De aceea ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos în textul de aici, din Matei, capitolul 13, versetul 19, spune așa: când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege. Dar cu ce înțelege el? Cu urechile? Cu degetele la mâini sau picioare? Cu mintea, frații mei. Nu-l înțelege! Atât de întâlniți predicatori de ăștia, măriți să fie Domnul, glorie Domnului, fratele, har în adunare, o oră te ține așa. Zici că el e copteră în adunare. Păi, dar nu, totuși ce-a spus omul ăsta? Păi nu știm nimic, nimic, o fă frumos, o fost har, dar bine că s-a terminat. De ce? Pentru că, încă o dată vreau să vă spun, frații mei, când se predică cuvântul, trebuie să fii logic, chiar dacă e mai cu patos, chiar dacă ești mai liniștit, dar așează cuvântul pe mintea omului, nu contează cine a spus. Băi, dar țin minte, a fost asta, asta și asta. De aia să predic câteodată pe 3 sau 4 puncte. Pentru că mintea noastră e așezată logic, pe sertaraș acolo. Și în fiecare domeniu trebuie să ții minte. Și e mai ușor de a ține minte în mod logic, dacă vorbești. De aceea, a nu-l înțelege presupune că predicarea Evangheliei trebuie făcută corespunzător. Adică te pregătești. Când tu pregătești un îndemn să dai, ai o logică în ceea ce spui, ai o cursivitate, duc lucrurile de aici, într-acolo. Sau o iei de aici, stai că am mutat și asta, este și asta. Păi dacă și tu ești dezorganizat în domeniul ăsta, ce vrei să înțeleagă ascultătorii tăi care vin de pe șantier? Ori din punctul ăsta de vedere, se cere de la cei care slujesc să fie să predice pe înțeles. Doamne ajută! La predicarea și expunerea pe înțeles, mai intervine ceva. Și anume, pe înțeles înseamnă pe limbajul omului. Există tendința de a citi mult, de a studia, mai ales pentru cei care slujesc într-un fel sau altul sau vor să aprofundeze în învățătura Sfintelor Scripturi, mai citesc și alte cărți, teologie, mai citesc părerea altor oameni, că doar nu suntem noi primii care studiem Biblia, care ne uităm la un verset de Biblie. Sau uita și alții. Și eu sunt curios, personal sunt curios, cum vede altcineva același verset. Și eu îl văd dintr-o lumină, îl văd din lumina anului 2023. Cu IT, cu telefoane, cu touchscreen, cu internet, văd versetul ăla din punctul meu de vedere. Vreau să văd cum l-a văzut Augustin, de exemplu. Vreau să văd cum l-a văzut un părinte bisericesc. Vreau să văd cum l-au văzut alții din anul 1500. Vreau să văd cum l-a văzut Martin Luther, de exemplu. Vreau să văd cum a văzut el versetul ăsta. Pentru că este o lumină pe care ți-o dă omul respectiv, fără internet, fără lucrurile care s-ar putea la momentul actual să ne deranjeze pe noi de a privi lucrurile corespunzător. Ori acest aspect de a vedea, de a analiza, de a pune, te face să
te dezvolți în gândire. Apar termeni noi, din punct de vedere teologic. Apar cuvinte noi, apar aspecte deosebite. Modul de explicare a Evangheliei ajunge la un nivel elevat. Pentru că studiezi cărți mai profunde, te înțeleg doar niște profesori care au studiat aceleași cărți. Și există la momentul actual situații când întâlnesc oameni citiți, bine pregătiți, care au terminat niște școli, care au citit niște cărți, se prezintă în anumite comunități de țară și predică o oră predică. Doi sau trei îl înțeleg, care au făcut și școlele și au citit cărțile alea. Restul, surorile în vârstă și frații, spune, băi, ce bine vorbește băiatul ăsta, păcat că nu înțelegem nimic. De ce? Pentru că nu, el era logic, dar felul lui, cuvintele pe care le folosea, nu erau pe înțelesul poporului de rând. Ori, iubiții mei, când Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru să pască, adică să îngrijească de turmă, îi spune prima dată, paște mielușeii mei. Normal era să spună paște oile, că alea dau lapte, alea dau lână și alea nas mei. Astea sunt productive. Nu, paște mielușeii mei. Dacă mielușeii înțeleg, dacă cei veniți proaspeți la credință înțeleg, oile și voițele, sigur înțeleg. Plasează-ți slujirea la nivelul ăsta. Dă mâncare în estea oilor, nu dă mâncare în estea girafelor. Pentru că puțini ajung acolo. Dă mâncare la nivelul ăsta. Și când ai mâncare la nivelul ăsta, logic, oamenii încep să înțeleagă. Băi, am înțeles și eu. Mie nu-mi place, e prea simplist predicatorul ăsta. Băi, dar dacă copilul tău înțeles? Da, am înțeles ce spune nenea. Asta e important. Nu mă interesează teologul să înțeleagă. O înțeles copilul teologului? Slăvit să fie, Doamne. Atunci am predicat cum trebuie. Am slujit cum trebuie. Pentru că asta e ideea. A înțelege înseamnă a pune așa sămânță la nivelul respectiv. Și acum există și un aspect de a înțelege la nivelul pregătirii noastre. Câtă vreme suntem obosiți, patinăm pe Scripturi. Vii de pe șantier, sâmbătă seara stai de vorbă cu frații, cu prietenii la telefon până la 1 dimineața, după care dimineața vii răb de la adunare, pe traseu, mai nu știu ce se întâmplă, când ai intrat aici, stai și te gândești, tata e în țară, mă așteaptă, trebuie să mă duc acolo. În timpul ăsta îți predică Evanghelia. Dacă cineva face așa în fața ta, te spărie, stai că eu sunt aici. De ce? Pentru că tu nu ești acolo, tu ești prezent, atâta tot. În timpul ăsta, cuvântul, tu nu ai și înțelege. Ești plecat în excursie. Ori din punctul ăsta de vedere, pentru a înțelege cuvântul, trebuie să fii acolo. De-aia există un timp de rugăciune și de cântare. Nu să facem CD-uri cu tinerii sau cu fratele Viorel. El face, are studio de înregistrare. El cântă aici împreună cu noi să ne cuplăm la cântare, Doamne ajută! Apoi să ne cuplăm la predică, să fim atenți. Ne trebuie câteodată predicator din ăștia. Fraților, sunteți aici, să dăm. Amin, frate, amin. Te zăm, amin, vin din țară, băi, ăsta nu-mi dă liniște aici. Câteodată e bine, sunt predicatori care numai așa cuplează pe toți ceilalți. Pentru că frații de obicei se așează, la dumneavoastră aveți scaunele cât de cât așa, dar sunt scaunele mult mai comode. Mult mai, se așează așa numai, până se așează el se cufundă, așa și deja au plecat. S-a dus. Mai trezești că ăstea, să fiți să fie domnul, băi, lasă-mă, măi. Eu am venit să mă odihnesc în adunare și tu acum începi. A înțelege cuvântul înseamnă a fi cuplat la zona respectivă. Oboseala te face să nu înțelegi. Faptul că vii îngrijorat aici de anumite probleme. Întâlnit gospodinii care au venit în adunare și au așezat și în timp ce ascultau cuvântul, până atunci s-au cântat, zice, nu cumva am uitat fierul în priză? Ei gata, dacă e focat. Ei gata, din momentul ăla poți să-l ai predicator pe Billy Graham, să fii înviat din morții. Fierul în priză e principalul subiect. Mai se uită și la bărbați. Fierul în priză, poate l-am uitat. Când se uită, duc acasă, nu era nici în priză, nu era nimic, dar păsările au venit și au luat tot ce s-au putut de acolo. Pentru că există o anumită pregătire, de-aia eu îi rog pe frați, măi, când e slujbă, scoală-te dimineșoară, pregătește lucrurile, pregătește copiii, pregătește-te de slujbă. Nu pleca nervos la adunare, că totdeauna când pleci la adunare, aia mii se încalc cu stângul pe dreptul. Totdeauna când îi dai o flaneluță, nasturi-s ăla aici și ăla din coace. Să știi așa? Totdeauna nevasta mai stă pe la oglindă și fietele la fel. Totdeauna mai este ceva. Vii la adunare pornit, așa? Aici îți aduci aminte. Ai scos tot din priză? Ai decuplat totul? Ca să nu te deranjeze nimic.
și te așezi în adunare, să începi a lăuda pe Domnul. 3 ore stai în adunare, când se cântă, cânți, când se roagă, se roagă, când se spune amin, spui amin, când îi predică, îi predică, stai aici, continuă. Nu tragi din timp, Doamne, am venit, tu de-abia aștept, termină asta, mai ești o leac, mărit să fie Domn, plecăm acasă. Înseamnă, tu ai alt locul de, te poți bucura. Altui sensul vieții tale. Ori când vii în fața cuvântului, te expui, îl primești cu blândețe în inima ta și el poate mântui sufletul tău, slăvit să fie Domnul. El produce rod, pentru că este înțeles. Asta e primul aspect pe care l-am spus al pământului aceluia. Este pământul bătătorit și păsările celui alt dușman a duhurilor necurate, a stărilor care vin aici și ne fură acel cuvânt. Răspunsul nostru este să înțelegem, să căutăm să înțelegem, să căutăm să pricepem. Chiar dacă n-ai priceput întreg mesajul, ai pierdut ceva, mergi acasă și ca cei din Berea, studiază să înțelegi, să pricepi ce mesaj a avut Dumnezeu. Și în momentul respectiv, cuvântul ăla începe să aducă rod. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să vă spun, mai este un dușman al cuvântului Dumnezeu și anume locul stâncos. Asta arată, stimații mei, că pe deasupra e pământ, dar în spate e stâncă. Arată păcat nemărturisit. Ceea ce întărește sau împietrește inima umană este doar păcatul. Spune cuvântul Domnului în Evrei, în capitolul 3, cu versetul 13, în felul următor. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Atenție, frații mei! Păcatul are abilitatea, odată intrat în inimă, nu contează și păcat. Păcatul bârfiei, a clevetirii, a disprețului, sunt o grămadă de stări care sunt păcat în Biblie. Odată ce l-ai înfăptuit, el are abilitatea de a-ți împietri inima. De a spune, da, ce, numai eu fac? Da, și altul face. Și sunt alții care sunt mai cu gravitate. A mea e ușurial așa. E bucuria mea să mai bârfiesc pe unul, pe altul, să mai am grijă, să mă scarpin de altul. Așa, da, eu zice Biblia, de eu mă apocăiesc mai ușor decât altul care a făcut dita mai dandanao și altă prostie ce a făcut-o. Păcatul ăsta, așa mic cum este el, el are abilitatea de a-ți împietri inima, de a te face insensibil. Tu arăți o poșghiță de pocăință, de pământ deasupra. Tu știi Biblie cât de cât, tu știi cântările, dar în spate e o inimă împietrită, în care cuvântul lui Dumnezeu ca și sabie nu pătrunde. Sunt o grămadă de oameni care au o poșghiță de religiozitate, care au o poșghiță de știut de rugăciune, dar el nu este cercetat de Scripturi. Lui nu-i vorbește Dumnezeu niciodată. La alții, da, bine ți-o mai vorbi Dumnezeu. Păi, dar ții și ți-o vorbit. La dânsul nu pătrunde. De ce? Pentru că veți întâlni în Biblie, sabia cuvântului are două efecte. La cei pe care sabia cuvântului îi străpunge, oamenii aia întreabă fraților ce să facem. Dar sunt oameni la care cuvântul lui Dumnezeu îi taie pe inimă. Adică nu pătrunde. Dar atenție, ești religioși toți. Îi taie pe inimă și când îi taie, îl ucid pe Ștefan. Citiți în la moartea lui Ștefan că cuvântul predicat de Ștefan în ultimele lui clipă din viață i-a tăiat pe inimă. Bă, dar de ce n-a pătruns? Pentru că în spate era împietrire. Pe lângă religiozitate, pe lângă faptul că erau farisei, pe lângă faptul că țineau lege, pe lângă toate astea, inima lor era împietrită. Știți că și în comunitățile noastre putem dezvolta o față cât de cât umană de pocăiți și evanghelici, dar în spate să fie o împietrire a inimii din cauza unor păcate ascunse, nemărturisite și nelăsate? Știți de asta? Și cuvântul lui Dumnezeu este primit cu bucurie. Băi, fain o predicată asta! Dumnezeu îți iartă păcatele, schimbă viețile, slăvit să fii Domn din seara asta, voi fi un alt om. După care, câteva zile, vezi ologit, așa? Nu, am crezut că a fost o trezire din moment, așa. Problema că n-ai putere, nimic nu pătrunde în tine. Din cauza stâncii, inima respectivă e tare ca o stâncă. La suprafață prins ceva. Îmi place textul biblic de aici, care ne dă o oarecare soluție. Luca, capitolul 8, cu versetul 6, spune așa. O altă parte a căzut pe stâncă și cum au răsărit, s-au uscat pentru că n-avea umezeală. Stimații mei, știți ce înseamnă umezeala asta? Umezeala asta înseamnă să-ți pară rău de anumite lucruri.
Efectiv, să-ți dai seama că ai greșit și că plângi. Băi, ești rău, ești bandit, ești răutăcios, ești disprețuitor. Cine sunt eu să disprețuiesc pe fratele meu? Dumnezeu m-a mântuit pe mine, vezi pe altul care e de altă culoare sau așa. Putem să mă nasc eu în locul lui. Pentru ce mă comport eu așa? Așa, ai treaba lui. Așa. Nu. Umezeală înseamnă să te pui în poziția aceea, să-ți dai seama că dacă ești ceva, ești prin harul lui Dumnezeu. Și cu oameni mai buni ca tine, mai pregătiți ca tine, stau în lumea aceasta și tine Dumnezeu te-a dus la Evanghelie. Și dacă nu era Dumnezeu cu tine, probabil erai mort din cauza alcoolului, probabil erai terminat din cauza altor vicii și patim, dar ești pe calea pocăinței pentru că s-a îndurat Dumnezeu de tine. Ori pentru noi, cel puțin pentru bărbați, a plânge este un semn de slăbiciune, dar o mezeală plin de bine la o inimă împietrită, cât-ți moaie inima. De când n-am mai plâns înaintea Domnului? Cu mezeala vine bine. Știți că câteodată trebuie să avem starea aceea și să vorbeam și cu fratele Dan pe drum, cu familia lui, vorbeam despre faptul că câteodată trebuie să ne mai cerem iertare. Nu suntem perfecți. Dar trebuie să... Dacă fac un exercițiu acum, frate, hai să ne cerem iertare, să se dă așa, că doar știi că nu trebuie să ceri la nimeni. Frate, îmi cer iertare, oricum nu ți-am făcut nimic. Dar dacă știi că totuși ai făcut celuilalt ceva și l-ai jignit cumva, să vezi și greu e să ceri iertare și asta face parte din umezeală. Face parte din verificare. De foarte multe ori, ca și credincioși de multă vreme, avem un strat de pământ deasupra unde prinde cât de cât cuvântul Evangheliei. Marea problemă că nu putem duce la bun sfârșit ce ne-am propus. Nu avem viitor. Se usucă toate planurile noastre. Ne propunem să facem un anumit lucru. După câteva zile suntem desumflați. Gata. Cum de mai nu s-a putut? Pentru că există stâncă în spatele la bruma aia de pământ pe care o ai acolo. Și nu există nici umezeală care poate muia stânca. Ori o inimă împietrită, frații mei, câteodată Dumnezeu e obligat să o moaie. Din punct de vedere a durității, permiteți să vă spun că cel mai dur material solid pe care îl avem actualmente în lume este diamantul. Are duritatea maximă 10. Diamantul care e format din catene de carbon. Dacă cineva la un moment dat își face inima, veți găsi un text în Biblie în care Dumnezeu îi reproșează poporului evreu că și-a făcut inima tare ca diamantul. Există un text Biblie, nu mai deschid acolo. Bun, dacă inima mea e ca diamantul, dar e îmbrăcată cu un strat de pământ subțirel în care cuvântul predicat prinde, mă bucur grozav, dar în spate e diamant, rădăcinile nu pătrund. Și nu există nici umezeală ca să facă ca rădăcinile astea să mai întindă. Atunci Dumnezeu e obligat să facă ceva. Știți ce se întâmplă când pui aurul în cuptor? Aurul se curăță. Când pui argintul în cuptor? Se curăță. Când pui diamantul în cuptor, dispare. De ce? Diamantul fiind format din catene de carbon, odată cu căldura focului, cu oxigenul, carbonul plus oxigen fac bioxid de carbon. Și dacă pui o coșarcă de diamante într-un cuptor să faci unul mai mare, când constați cu stupoare după ce îi dai foc, cât te-ai trezit cu coșarca arsă și niciun fel de diamant, pentru că totul s-a transformat în dioxid de carbon. Oricând Dumnezeu vine și vede, măi, tu ce faci aici? Tu ai o inimă împietrită din cauza păcatului, a stărilor. Ia să te bag eu pe tine în cuptor. Și după ce ne bade în cuptor, și după ce ne ies analizele rele, și după ce ne poartă ăștia într-o parte în alta, și după așa, să mai lasă și cum e zeală, cu plâns prin colțuri, pe la spital, printr-o parte în alta, numai dintr-o dată dispare diamantul ăla. Și am văzut oameni care au fost bățoși la viața lor. Nu aveai ce eu. Frate, în domeniul ăsta trebuie să te porți mai înțelept. Vedeți-mă de treabă, la câtă pocăință știu eu, voi sunteți nimic ca toți aici. Bun. Când a intrat în cuptor, umbla el după ăștia. Știi ce? Nu știu cât mai pot o duci eu așa. Am făcut greșeală. Te rog frumos să mă ieți. Ești disponibil. Frate, fără nicio... Se îmbrățișa, plângea. Pentru că a intrat tocmai în cuptor și diamantul a dispărut în foc. Oare trebuie să ne ducă Dumnezeu până acolo? Stimații mei, următorul pământ de care am dorit să vorbesc este cel stâncos care n-avea o umezeală. Asigurați-vă că totdeauna există umezeală acolo. Asigurați-vă că împietrirea este rezolvată prin pocăință. Asigurați-vă că cuvântul Domnului are putere în viața noastră. Mai există un pământ aici care îi spune Biblia că e cu spini. Și ăsta, singurul lucru care îl face, ia seva care se cuvenea greului,
Ca să ia seva de acolo și o folosește în altă parte. Textele biblice vorbesc de spinii ăștia ca fiind de mai multe categorii. În primul rând este vorba de îngrijorările vieții acesteia. Și trăim într-o vreme a îngrijorărilor, de toate categoriile. Și acum, sincer să vă spun, frații mei, îngrijorarea în Biblie nu e o opțiune să nu te îngrijorezi, ci o poruncă. De-aia toți credincioșii nici nu se îngrijorează, pentru că ascultă de porunca Domnului. Stimații mei, cu un asemenea tată, tu n-ai voie să te îngrijorezi. Cu un asemenea tată, care îți numără firele de păr din cap, care știe cât te-ai avut vreodată, cât ți-o căzut și cât ți-o rămas. Tu nu știi. El are pe cineva care face calculele astea, care le notează. Eu nu știu câte fire de păr am pierdut azi noapte sau la ultimul duș pe care l-am făcut. Tatăl Dumnezeu și cu asta se ocupă. Dacă El se ocupă cu asta, se ocupă cu pașii mei, se ocupă de absolut tot, oare nu știe El problemele și lucrurile pe care le-ar putea rezolva și am eu nevoie de ele? Spune Biblia, Tatăl vostru știe trebuință ce aveți nevoie mai înainte ca să-i cereți voi. Mai înainte. Ca atare, tu n-ai dreptul să te îngrijorezi. Toți poți să îngrijoreze, tu n-ai voie să te îngrijorezi. Și când vreun anumit lucru vine în viața ta, lucrul ăla a venit cântărit foarte bine, foarte bine. Bineînțeles că noi alergăm imediat la rugăciune. Doamne, știi ce mi s-a întâmplat? Știu. Știu ce s-a întâmplat. De mult pregătesc ziua asta să ieși mai mult ca biruitor. Dar noi nu, noi ne plângem o bucată întreagă, Dumnezeu nu știe și îl informăm noi din punctul de vedere și îi dăm și idei. Și ar trebui să facă să ne scoată rapid din zona respectivă. Și Dumnezeu stă și se uită la noi și spune, băi, dar de când calculez eu lucrurile astea? De când le așez? Ori a nu te îngrijora înseamnă a pune toate problemele în mâna Lui și noi ar trebui să ieșim biruitori. Însă foarte multe îngrijorări ne fură puterea de a produce roadă. Puterea de a lucra pentru Dumnezeu. Puterea de a sluji cu voioșie în prezența Domnului. Puterea asta ne-o fură. Apoi, înșelăciunea bogățiilor din lumea asta. Că e o înșelăciune, frații mei. E o înșelăciune. De ce e o înșelăciune? Pentru că te dai mari două zile, după care diplomele pe care le ai tu, când tu ai murit, nu le mai poate folosi nimeni. Măcar dacă le-ar folosi copiii, că am făcut eu liceu, facultate sau altul, care a făcut nu știu ce, a făcut, să le folosească copiii mei. Slavie, nu a fost timp pierdut. Dar te chinui o grămadă să faci anumite școli, să ai anumiți bani, să ai anumite posesiuni și la un moment dat nu mai iei nimic cu tine. Pentru că e o înșelăciune, frații mei, cu mâinile goale vii și cu mâinile goale pleci. Chiar dacă ești să fac un sicriu din ăla, se mai întâmpla în altă parte, îi îngropa pe morți în sicrii scumpii și îi scoteau ăștia ca să iei sicriu și pe el lăsa pe marginea gropii. Trebuie să facă încă o dată mormântarea cu un sicriu normal, să fii sigur că nu-l mai fură nimeni pe altul. Pentru că indiferent ce ai, cu mâinile goale bii, cu mâinile goale pleci. Ori lucrurile astea din lumea asta, în bogăția și înșelăciunea lor, trebuie să fim atenți. Pentru că noi suntem turiști prin lumea aceasta. Există un text biblic foarte frumos care ne arată ce ar trebui de făcut. Probabil vom mai atinge noi aici. Și anume Evrei, capitolul 10, cu versetul 34, spune așa. În adevăr ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Dar de ce au primit cu bucurie? Că erau sadici, așa, le plăcea lor să vadă pe cineva cum le ia lor pământul, casa, că au muncit în Germania atâta timp și au făcut și el o căsuță și ăștia au venit și i-au luat-o. I-au confiscat-o pentru guvern, nu pentru că nu-i gospodar, ci pentru că crede în Iisus Hristos. Și au venit și au confiscat-o. Și el vine și spune că ăștia au primit cu bucurie răpirea averilor lor. De ce? Pentru că știau că în altă parte, unde guvernul nu intră, unde hoții nu pot ajunge, unde rugina nu poate face nimic, au o avuție mai bună pe care o strâns-o din timp. Slăvit să fie Domnul! Căci acolo unde este comoara, este și inima. Da, tot ce le-a rămas lor aici a fost o brumă aceea față de ce au adunat dincolo. Foarte mulți dintre noi suntem atât de supărați când pierdem ceva, pentru că atât aveam. Cam tot avem pe aici. Păi când ai adunat dincolo și mi-ai pierdut 20 de euro sau 50 de euro aici, băi, la cât am putut să trimit eu dincolo, aia nu-i poate lua nimeni. M-a păcălit cineva să-i împrumut niște bani, uite că nu-i mi-ai dea înapoi. Nu stai boss umflat în continuare, că tu mai mulți ai trimis dincolo decât ce ți-a luat cineva de aici. Ori din punctul ăsta de vedere, trebuie să fim atenți că astea ne iau vlaga, ne iau puterea, frații mei. Vreau să vorbesc, de fapt am ajuns la ora 9, vreau să vorbesc în scurt despre pământul ăla care aduce roadă. Are câteva calități. Spune cuvântul Domnului Luca, capitolul 8, cu versetul 15.
Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Au grijă ca inima lor să fie în primul rând bună. Acolo nu intră răutate, nu intră răzbunare, n-are ce căuta, pentru că ăsta e climatul în care sămânța produce roadă. Apoi inima aia este curată. Nu că nu se poate murdări, dar se curățește imediat. De aceea avem sângele lui Hristos, de aceea avem mărturisire, de aceea avem frați, de aceea ca inima noastră să fie curată, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu se lipsească de pe cap. Și după ce ai inima curată și bună, trebuie să faci roadă în răbdare. Stimații mei, doar așa poți aduce roadă de 30, 60 și 100%. Când inima ta este pregătită în modul ăsta cu o stare de curățenie, de bunătate și ai răbdare, că nu crești greu dintr-o dată, îl sameni astăzi și mâine nu, ai vrea tu să te duci cu secera să-l strângi, dar el îi trebuie un anumit timp. Când prima dată apare un fir verde, dar nimeni nu-ți duci să mănânci și firul ăla verde. Nu. Așteaptă, faci un spic verde, așteaptă. Când vine soarele și îl bate mai bine, prin iulie, august, numai bine e desecerat, pentru că ai așteptat din toamnă, de când s-a semănat, până câteva luni să crească. La fel e și cuvântul. Seamănă-l astăzi. Într-o inimă bună și curată, așteaptă cu răbdare și el va aduce rod. Doamne ajută! Asta e învățătura Scripturilor. E simplă. Dumnezeu să ne ajute să fim cât mai productivi și din sămânța aceasta puternică a Evangheliei să aducem roadă pentru slava Domnului. Amin.